Bună seara, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Ai Carte, Ai Parte, o emisiune pe care mărturisesc că mi-am dorit de multă vreme să o realizez în această formulă și trec direct la prezentarea invitaților mei care vin de la Săbăoan, deci este o premieră, avem doi elevi, două domnișoare absolut admirabile de la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii din Săbăoan. Respectiv în stânga mea, Mirela Vârgă, așa, și Mihaela Țărnă, despre care, dumneavoastră, stimați spectatori, nu e exclus să fie auzit măcar o dată, pentru că eu am personal, deci am mai scris în presa scrisă, am mai pomenit aceste nume, în ce context o să vedeți și în cadrul emisiunii în această seară. Dar, ca să vedem de ce anume am... ca să mă justific de ce anume mi-am dorit tare mult să fac emisiunea cu acești doi invitați, o să trecem la mărturisiri. Aș începe de acolo, de la Mihaela Țărnă. Doriți? Mihaela, care este în clasa, cât ai tu? A 10-a. Clasa a 10-a, nu știu de ce, mie mi se pare că ești a 11-a, sau de unde... eu știu, atâtea performanță în dreptul tău, deja mi s-a părut că e, nu știu, că ai fi cel puțin în clasa 11-a. Mihaela, din presa romașcană, cel puțin, telespectatorii noștri, cu siguranță cei care mai citesc ziarele locale, nu li străin numele tău, în contextul în care, iată, în acest an, la Olimpiada de Chimie, ai recidivat, ca să spun așa, cu o performanță care nu-i la îndemâna oricui. Cum a fost? A fost frumos, mai ales prin faptul că am dus numele unui liceu din mediul rural și din Moldova pe podium la Olimpiada Națională și mai ales la chimie, care chimia nu e tocmai ușoară. Și a fost frumos. Cel mai frumos a fost când am primit felicitările de acasă. Asta, de fapt, asta e împlinirea, când vezi că cei dragi și cei apropiați, ei sunt mândri și mulțumiți. Când spui de acasă, te referi strict la familie sau... La familie și la cei din școală și la profesori, la domnii directori, colegi. Iată că în acest an eu am mai avut invitați legat de acest eveniment de la Roman Vodă. Ai acolo Roman Vodistă, care mereu sunteți așa... Da. Ieșanu, da, Mara Ieșanu, da, bine, bine am spus, am avut-o invitat în, tot în cadrul acestei emisiuni. Te-aș întreba, însă, având în vedere faptul că a fost o ediție mai rotundă, nu știu a cât a fost un eveniment deosebit și din acest punct de vedere. Da, anul acesta e anul internațional. Și a fost și anul internațional. Da. Eu știu, spre deosebire de performanța de anul trecut, pentru că o să spunem și despre asta, eu știu, a fost mai dulce, așa, victoria anul ăsta, în acest context, așa? A fost un progres și un progres întotdeauna binevenit și primit bine, chiar bine. Anul trecut, spui că a fost un progres, anul trecut, hai să facem un pic o comparație a rezultatelor, cum a fost anul trecut și cum a fost? Anul trecut am obținut mențiune și, cu sinceritate, am fost pe locul 17. Și anul acesta am evoluat, zic eu, destul de mult. Am ajuns pe locul 4 și am obținut premiul 3. E o evoluție de care m-am bucurat. Felicitări încă o dată aici, de față, cu telespectatorii noștri. Trebuie să spunem că această performanță se datorează și profesorului cu care te pregătești. Da, cu siguranță, doamnei profesoare Mărze Mihaela, a muncit împreună timp, muncă adevărată. O să mai revenim pentru că să... Uitați, o să ajungem, eu știu, și la profesor, o să discutăm mai așa. Vine rândul meu. Vine rândul tău. Da. La dumneata mi-e și greu așa, dacă la Mihaela, deocamdată, ceea ce știu eu și ce am scris eu, este limpede chimia, la Mirela Vârgă, să spunem, ca să ne obișnim, eu știu, telespectatorii să obișnuiască cu numele dumneavoastră. Aici, cum am spus, am mai scris, cum facem tu? Alternez. Poezie, teatru,
O să dezvăluim și, cum se cheamă asta, grafică, da? Grafică, da. Grafică. Și pictură cumva că... Pictură prea puțin. Prea puțin. Nu știu, e mai dificil, dar cred că mai greabă nu am încercat. Cu ce am începe din, eu știu, toate pasiunile dumneavoastră, care, sau în care, ca să mă corectez, eu îmi permis să spun și știu ce vorbesc, excelez, adică, fără niciun fel de exagerare. Cred că grafică e lucrul pe care îl fac cel mai des și probabil de asta îmi și place cel mai mult. Mai mult decât teatru, care îl fac ocazional, cred că grafica e cel mai plăcut lucru. Și poezia, unde ai citit-o? Pentru că, stimați telespectatori, trebuie să spunem că Mirela Vârgă are marele premiu, nu greșesc, nu? La concursul Dor de Poezie, organizat de actualmente Colegiul Tehnic Petru Poni, lumea știe de ce, numărul 3. Acolo este un concurs care, eu știu, adună toate talentele din liceele Romașcane și nu numai, iată, și Vasile Alexandrii Săbăuan și știu și de la Horea, de la grupul școlar agricol Ion Ionescu de la Brad. Da. Hai să o luăm cu poezia totuși, că un pic mai trebuie să o recuperăm, ca să spun așa. Premiul a fost anul trecut, nu? La ediția. Premiul a fost anul trecut și anul ăsta. Am luat trofeul 2 ani consecutiv. La... Anul ăsta deja s-a consumat? Nu. Anul... Anul trecut și acum 2 ani. Anul trecut și acum 2 ani. Ai luat în 2 ediții succesive? Da, trofeul. Dar ceva ce nu știați, și Mihaela a participat la același concurs și tot cu o poezie și a luat, cât a luat premiul? A luat mențiune. A luat mențiune. Opa, și totuși păi, remarcabil. E poezie, nu-i doar chimie. Așa este. Dar hai să spunem ce mi-ai spus și să spunem telespectatorilor. Iată 2 ediții consecutiv să iei trofeul doar de poezie, nu? E puțin noroc. E puțin noroc? Numai noroc să fie? Nu cred. În poezie, jurul totdeauna o să fie subiectiv. Asta e clar. Cred că priceperea cel mai mult o poți arăta, nu știu, într-un domeniu la care trebuie să exersezi. În grafică, în teatru, este mult de exersat. În poezie... Acolo vine îngerașul și dictează. Eu așa am spus întotdeauna, pentru că și eu am scris poezie. E vorba de inspirație și e vorba de cum simte cel care citește poezia. Dacă lui a plăcut, atunci poezia poate să fie de premiu Nobel. Dacă pur și simplu poezia e minunată și jurul lui nu i-a plăcut, e o poezie. Și mai depinde și cine spune dacă e minunată, nu? Dacă depinde. E un critic mare, vorba de... Cred că cel mai multe ori depinde, dacă nu vrei să faci carieră din asta, depinde de cum simți tu poezia și o scrii pentru tine. Și chiar nu vreau să fac carieră din asta, nu... Nu și e o chestie care să mă pasioneze și chiar să... De... Da, sigur, acolo este adâncimea acea ființei care explodează din când în când, trebuie să spunem. Hai să ne spună și Mirela, că vă tot încurc... Mihaela. Mihaela. Da, o să vă mai încurc eu. Mihaela, nu știam despre poezie. Cum să-mi facă chimia cu poezia totuși? Unde le faci loc amândouă? Chimia pe parcursul zilei și poezia atunci când vine. Când vine, când vine sau la plictiseală. Nu plictiseală, la momentele în care simți că trebuie să faci și altceva. Ești o romantică așa, ca fond? Nu, nu sunt romantică. Nu întâmplător am întrebat, pentru că eu știu chimia cu romantismul, parcă nu se... Ba, nu au nimic să se certe, dar așa sunt eu. Sunt mai realistă și prefer obiectivul. Mihaela, pentru că Mirela tot a dat din casă, mărturisesc că nu știam că ai performat și cu poezia. Nu e chiar performanță. Este o performanță. Mirela... Este o performanță. Eu, sigur, da, discutăm gradual. Nu-i trofeu, nu-i marele premiu, însă eu știu concursul și domnul profesor Kramer, care este organizator de atâția ani, îi știu exigențe, știu că acolo juriul nu se joacă, nu-i... și chiar este un sistem de jurizare foarte nemțesc, ca să spun așa, care nu chiar nu permite. Și ce spunea Mirela, sigur că acolo e subiectivismul, fiecare cum simte, cum îl pătrunde, eu știu, un vers poate să decidă la un moment dat. Deci aici știu că am trecut prin astea și mi-e cam limpede. Însă este o performanță pentru că, repet, subliniez, la un asemenea concurs unde se adună, iată, tinerii talentați din toate liceele din zona Romanului, pentru că despre asta este vorba,
nu-i de acolo să iei mențiune. Deci nu-i de, și mai ales, repet, știind cum se jurizează și cum stau lucrurile. Deci este iertat în fiecare, vin după ora cealaltă, stimați spectatori, o să mă suportați până la capăt, probabil. Alte pasiuni ca să vedem, să nu mai obligăm pe Mirela să ne mai... Să ce, zică... Ce ar mai fi altă Îmi place să dansez. Asta e o chestie. Și lectura e frumoasă. Îmi place să, să văd când oamenii din jurul meu sunt fericiți. Asta mă face pe mine fericită. E un fel de altruism egoist, să zicem așa, dar asta îmi place. Este minunat, eu știu, un tânăr să pună problema în maniera asta, când se știe că în nebunia de astăzi, cam fiecare cu socoteala lui și, mă rog, restul ce mai vine după, nerăbdătoare, tot Mirele și Mihaele, Mirela Vârgă, îmi spuneai atunci când, acum sunt 2 ani la trofeu sau anul trecut, iată că și eu le încurc, când am scris eu, când ai luat trofeu? Acum 2 ani, da? Te întrebasem atunci dacă ți-ai organizat, dacă ți-ai din timp, așa, ți-ai pregătit concursul. Și mi-ai spus și mărturisesc, stimați spectatori, că m-a surprins răspunsul Mirelei. Mi-ai spus atunci că te-ai dus cu o poezie, că ți-ai la cafea, nu, bine, eu dramatizând un pic. Cum a fost? Că... Deci înțeleg că n-ai foarte aranjat toată treaba asta. A fost așa de mers. Cum a fost? Păi nu, doamna profesoară de limba română, am cerut să iau niște poezii. Din spune care, și numele, dacă doamna Popa Brândușa, am cerut să iau niște poezii să ducă la concurs. Și am și ales-o tocmai pe cea care mi nu că îmi displăcea, dar nu mi era foarte la suflet, pentru că tot scrisesem chiar așa, chiar într-un moment de inspirație. Dimineața probabil pe la ora 7 era atunci o nebunie cu High Five. Nu știu dacă ați auzit. Da. Așa. Era o nebunie cu High Five și intru pe High Five și îmi scriu la jurnal o poezie. Dezechilibru se cheamă. Pe care am corectat-o puțin după aia, dar forma a rămas în mare ce am scris atunci la ora aceea și ales-o pe aia. Mie mi-ar fi plăcut mult altele. Dacă ar fi fost aleg după mine, aș fi ales probabil altă poezie. Și dumneavoastră i-a plăcut poezia aia, a ales-o pe ea și se pare că a avut succes. A avut mâna bună. Nu prea înțeleg nici eu acum de ce, da. Înțeleg alții și ok. V-aș întreba, pentru că, iată, trebuie să subliniem acest fapt, reprezentați un liceu, o instituție de învățământ liceal din... nu din român, ca să spun așa, deci liceul teoretic Vasile Alexandru din Săbovan, și am observat la Mihaela, Dumnezeule ce vă încurc, așa, am observat la Mihaela când a spus despre acest succes ultim la Olimpiada Națională de Chimie, că a rostit așa numele școlii cu flacără, așa, că ce presupune și cât contează, eu știu, pentru voi faptul că, iată, obțineți performanțe deosebite în dispute, în concursuri, ca să spun mai frumos așa, cu elevi care majoritatea învață la oraș, ca să spun, puteam să spun în oraș, dar am spus la oraș deloc întâmplător. Există mulți care chiar cred că în mediul rural e doar așa, și ca învățământ, și ca oameni sunt doar niște oameni așa care stau la țară, nu care învață sau care fac multe lucruri care contează. Da. A fost o dovadă că în România, în mediul rural, se învață și că mediul rural poate fi considerat la nivel cu cel urban dacă, să zicem așa, se pune omul cu burta pe carte. Nu e nimic mai mult. Ați văzut, ca să alternăm așa, ai simțit vreodată, Mirela, eu știu, la colegii, ca să spun așa, de întreceri de acest gen, așa, nu știu, atitudini mai țepoase, ca să spun, mai te-au privit mai de sus vreodată, ai avut de întâmpinat
Păi, cred că întotdeauna sunt reticențe în privința unui elev venit la sat, dar de multe ori tredici deasupra așteptărilor de la prima impresie. Cred că e posibil să faci asta. Și nu știu, pe mine nu m-a deranjat lucrul ăsta. Dacă m-ar fi deranjat pe mine, poate aș fi observat, dar nu m-am simțit niciodată inferioară prin faptul că vin de la sat. Chiar mă bucur de chestia asta. Adică viața la țară pentru mine cred că a fost o șansă. Nu aș fi vrut să am o copilărie în altă parte decât la țară. Și nu m-am simțit niciodată inferioară prin lucrul ăsta. Eu am copilărie la țară într-o comună mare și e un brand, Moisei Maramureș. Și exact ceea ce spui dumneata, nu cred că mi-aș fi dorit alt fel de copilărie decât acolo. N-aș fi dat pe toate orașele. Mihaela, aceeași întrebare. Ai avut vreodată sentimentul că ești privită de sus de către cei care învață la oraș? Unii chiar fac asta, alții nu. Depinde foarte mult de contextul în care ești. Dacă m-am simțit, am stat între oameni care chiar mă priveau așa și poate puțin și din cauza mea, pentru că, nu știu, așa mă simțeam eu. Dar am stat și între oameni minunați, care chiar cu o performanță extraordinară și care m-au primit între ei călduros și frumos. Sunt fel și fel de oameni, depinde de noi cum îi abordăm și de ei cum ne privesc. Și eventual de ceea ce vezi la ceilalți, pentru că e eterna poveste cu jumătatea paharului care poate să fie plină sau goală și aici asta îți dă, eu știu, îți amplifică sentimentul sau din potrivă te detașează de asemenea, sau în asemenea situații. Cum ați caracteriza voi, sincer, așa că am văzut tonul, l-am simțit și cu siguranță și telespectatorii, școala voastră, acest liceu care, iată, se impune din ce devine un pericol, așa, pentru, chiar pentru Roman Vodă, trebuie să spun lucrul ăsta, spun cu dragoste. Cine spune? Păi, nu știu, mi se pare un liceu la care lumea învață, dar la toate liceele. Asta e obiectivul tuturor liceelor și al profesorilor de multe ori, ca elevii să învețe. Poate că la noi să reușești lucrul ăsta și datorită conducerii și datorită profesorilor care observ că, cel puțin la noi în liceu, să înțeleg și colaborează foarte bine și datorită spiritului de la țară. Adică la noi în liceu, când cineva învață și cineva se străduie, toți, cred că toată lumea e cu sufletul alături de el ca să, nu știu, să reușească. Dau exemplu olimpiadele Mihaelei și a lui Victor. Victor este un elev la clasa a 9-a. Da, chiar vă rog frumos să intrăm. O să intrăm în, da, așa. Atâta timp cât ei se străduiesc. Mult timp. Nu știu câți ar rezista să înveți așa, așa de mult. Se persevereze, cred că e, da, și o presiune. Și cu atâta ambiții, cred că toți suntem alături de ei și toți s-au bucurat când au aflat de rezultatele Mihaelei. Eu și am auzit... Victor și Otilia. Așa. Și avem și la generală. Da. Și la gimnazia. Am să te rog, da, am să te rog, Mihaela, să-i numești pe colegii dumitale și eventual, dacă bănuiesc că fiind pe aceeași metere, le știi și performanță. Eu am mai spus cu alte ocazii, dar te rog să spui tu. Iau pe rând. Olimpiada Națională, la care am participat eu, Victor Robuș și Otilia Ciobanu de la clasa 8-a, Victor e clasa 9-a. Victor a obținut mențiune și Otilia mențiune specială. Și la un alt concurs, Schimb Expert, care până a fost după faza. A fost după. Suntem 4 calificați la etapa națională, aceiași 3 și Andrei Gobzaru. Al patrulea, unde mergem cu speranțe. Când o să fie? Săptămâna viitoare, weekendul viitor. Succes mult și mulțumim. Da, în regulă. Spuneați despre profesori că există... Colaborare. Există o colaborare mai nuanțată așa, adică, nu știu, cum se manifestă. Înțeleg că e un colectiv care, nu știu, spre deosebire. E un colectiv destul de închegat. Exact, și unit. Nu știu ce exemplu aș putea să dau acum. Colaborarea la olimpiade, la concursuri. Un proiect de opțional interdisciplinar aș putea să dau ca exemplu, care a fost la noi la clasă. Între
chimie, fizică, geografie și istorie și matematică. Profesorii au colaborat pentru a privi anumite domenii, anumite aspecte din viața de zi cu zi din toate aceste domenii și am reușit să facem un proiect frumos. Asta este colaborare. Ați avut tot, eu am scris un proiect, îmi scapă o doamnă profesoară, bănuiesc că participați, vă știu că sunteți așa mereu pe metereză acolo în școală, mereu sunteți în capul listei. A fost în urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel, ați sădit puieți pe marginea unui drum județean, ați participat la... Proiectul ăsta a fost făcut de profesorii de la gimnaziu. Din câte știu, au participat surorile mele. A fost ceva clasele a 5-a, a 6-a, sau toți cei de la gimnaziu, nu știu, dar a fost mai mult dedicat lor. Țin minte că mergeau pe marginea șosevii, au plantat. A fost o activitate frumoasă, dar frumoase la voi acolo. Nu participasem la ea, dar a fost o activitate frumoasă și... Mihaela, am ajuns la profesor și dacă am spus că o să revenim un pic. Țin minte din declarațiile dumitale de la performanța anterioară la chimie. Spuneai la un moment dat acolo că între dumneata și profesoara cu care te pregătești s-a închegat o relație așa chiar foarte, foarte apropiată. Cât de mult contează asta și cum? Contează foarte mult. Relația asta reprezintă și canalul pe care sunt transmise informațiile. Dacă relația este bine stabilită și e frumoasă și e bine pusă la punct, atunci informațiile vin liniștit și frumos și se așează la locul lor și temeinic. Ca la carte. Întrebam și am mai întrebat și cu ceilalți invitați. Eu știu, relațiile astea se creează și în afara școlii. Adică, nu știu, devine ca un prieten profesorul, se întâmplă. Da, bineînțeles. Atât timp petrecut împreună s-a format și o prietenie. Da, ceea ce e foarte important. Mirela, nu știu câte minute, că la un moment dat mai sunt 3 minute. Mirela, aș vrea să spunem faptul că, și o să revenim în a doua parte a emisiunii, strict legat de performanțele tale, tu în școala asta, din familia ta, mai sunteți câți frați? Suntem 5 frați. Să fiți sănătoși, să mulțumesc, aveți numai succese, am spus, da. Succesuri. Da. Înțeleg că în permanență creați așa un grup foarte dumneata și cu frații dumneitale, așa. Aveți așa mereu ceva de făcut zilitor acolo, cum? Păi depinde, fiecare se implică, cred, în activitățile proprii. Am 2 surori mai mici, gemenii, care de căror activități nu prea pot să vă postez pentru că nu prea știu, se ocupă doamna lor dirigintă și are foarte multe activități încât să stai să-l urmărești, ți-ar lua zile. Doamna dirigintă Vacaro Angela se ocupă de ei, oricum se implică foarte mult. Și am o soră la clasa 9-a, Vârgă Maria Mirabela, și Vârgă Paul la clasa 12-a. El cântă, Mirabela cântă, eu... Deci în familie, la dumneavoastră, toată lumea are un talent. Am înțeles... Sau mai multe. Sau mai multe. Iată, mai multe. Spuneai de fratele dumneavoastră că are acest talent. Unde? Ce cântă? Că iată, românii au talent. Am văzut că Romanul deja e pe metereză și e bine. E un iubitor al muzicii rock. A cântat și folk. Nu știu, cântă cu un prieten de-al lui, Antoș Ciprian, el este la chitară, fratele meu cântă voce, se descurcă destul de bine. Din punctul meu de vedere, eu zic că sunt pricepuți și ar putea să facă ceva din asta. Depinde de ei, nu știu. Se vede, frumos. Poate și nu poate, sigur, să vedem, eu știu, în emisiunea unui coleg al meu, Ovidiu Țar, că are o emisiune strict ținută de cultură și cine știe, să sperăm că o să-i avem oaspeți, dacă și iată că poate fi o rampă de lansare. Pentru că prima parte a emisiunii din această seară se apropie de final, o să luăm o scurtă pauză, rămâneți cu noi.